Astăzi aș vrea să abordăm un subiect extrem de dezbătut, aș putea spune, în sfera medicală. Și pentru asta l-am invitat alături de noi pe domnul doctor Doru Oprea, medic specialist ORL. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit! E un subiect extrem de dezbătut și la mine în casă, că eu seara înainte să mă culc, da? Să vedeți ce fac. Mă duc în baie și am un spray din ăsta nasal, că mie mi se înfundă nasul. Da. Mă duc în baie și iau spray-ul și pac, 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 pac în fiecare și numai așa pot să dorm. Și mereu mă întreabă a mea, zice, tu îți mai dai mult cu spray-ul ăla sau îl mai lași deoparte? Că o să discutăm și despre asta. Adevărul este că foarte mulți dintre noi, de-a lungul vieții, ne luptăm cumva cu aceste afecțiuni ale mucoasei nazale. Și, nu știu, aș vrea să ne spuneți, domnul doctor, care sunt, de fapt, cele mai frecvente? Dacă vorbim de mucoasa nazală, printre cele mai frecvente afecțiuni ar fi rinitele alergice, rinite non-alergice sau afecțiuni infecțioase, fie că vorbim de afecțiuni virale sau afecțiuni bacteriene. Dar cum apar rinitele alergice? Din ce cauză? Aici e un subiect destul de amplu, dar pe scurt, expunerea la particule care pot provoca alergii în timp poate genera un răspuns al organismului care conduce la rinita alergică, la inflamația nazală. Oricum. Primăvara, cred că avem primăvara șanse mari. Primăvara e nebunie, dar și animalele de companie pot provoca această rinită alergică? Desigur, desigur. Dacă vorbim de alergeni, sunt atât de mulți încât n-am putea să enumerăm niciodată pe toți. Hai să vedem cum se manifestă atunci. De manifestat, simptomele de multe ori se confundă cu cele ale unei viroze respiratorii. Vorbim de nas înfundat, congestie nazală, vorbim de rinoree, adică ne curge nasul. Curge nasul, da. Exact. Uneori poate curge abundent. Diferența o face viscozitatea secrețiilor, care atunci când vorbim de alergie este mult mai puțin, secrețiile sunt mult mai puțin viscoase. Exact, sunt transparente. Asta e o chestie pe care nu știam până acum și pe care, uite, putem să o învățăm cu toții. Deci dacă secrețiile sunt mai lichide, mai degrabă e posibil să fie o alergie. Exact. Dacă exact. Scoase, de câte ori l-am trimis pe Silviu să-și facă testele COVID, tot timpul era avea alergie și avea această rinită alergică. Și știți ce se întâmpla? De fiecare dată când avea, și cred că mulți oameni fac asta, când avea nasul înfundat sau simțea că are ceva acolo la mucoasa nazală, pac, se ducea și își lua un spray și-l utiliza, adică chiar non-stop în perioada, da, de congestionant sau salin și așa mai departe. Sunt aceste spray-uri o soluție bună, domnule doctor? De principiu, da. Da, nu trebuie să ne ferim de ele. Deși există contraindicații pentru o categorie dintre spray-urile nazale, ele sunt împărțite în diverse categorii, unele mai sigure, altele mai puțin sigure, administrate pe termen lung, dar nu trebuie să ne ferim de ele în niciun caz. De multe ori pot fi o soluție foarte bună. Păi haideți să le luăm pe rând, zic eu. Eu am acasă din ăla salin, așa, sau așa mi s-a zis. E ceva cu apă de mare. Eu am spray, știu că există și picături de nas. Da. Sunt și picături. Hai să vedem care sunt contraindicațiile pentru ele sau dacă sunt bune. De principiu, soluțiile saline nazale sunt fie hipertone, fie izotone. Acestea sunt cel mai des folosite. Cele hipertone pot usca puțin mucoasa nazală, dar și o categorie și cealaltă pot fi folosite pe termen indefinit, fără prea multe reacții adverse. De altfel, nu prea există reacții adverse în cazul folosirii soluțiilor saline, strict. Okay, mai există o altă categorie de picături de nas sau acele spray-uri nazale care conțin steroizi. Când este indicat să le folosim? Că tot am vorbit de rinita alergică, aceasta este una dintre recomandările cele mai clare pentru folosirea spray-urilor cu corticosteroid. Ele pot fi folosite, de exemplu, și în sevrajul de picături de congestionante. Sunt mai multe. Sevrajul de picături de congestionante. Există așa ceva? Da. Există. Adică l-ai folosit foarte mult timp și nu poți să mai stai fără ele? Da. Și dacă este le oprești, o dependență atât fizică, cât și psihică, de multe ori. Și ar putea fi, de fapt, o reacție adversă acest lucru? Este una dintre reacțiile adverse ale folosirii îndelungate a picăturilor decongestionante. Ai văzut, șuru? Da, dar să rămânem un pic la steroizi. Dacă le folosești mult timp pe astea cu steroizi, ce se întâmplă? Există niște studii conform cărora un an de picături cu corticosteroid corespunde unei singure doze de corticosteroid bazată pe kilogram corp
luată o singură dată pe gură. Deci, corticosteroidul este destul de sigur atât la copii cât și la adulți. Singurele inconveniente ar putea fi crustele mucoase care se formează mai des din cauza că el ajunge să usuce mucoasa nazală și uneori folosit necorespunzător, aplicat spre septul nazal și nu spre lateralul nasului, cum de altfel ar trebui să facem cu toate deci, spray-urile nazale. Deci, important asta. Cum? Spre lateral se aplică? Este foarte important. Nu spre interior? Exact. Spray-ul nu trebuie să fie îndreptat spre septul nazal, ci spre lateralul nasului, iar din nou, foarte important de știut, atunci când aplicăm spray-ul nazal, capul trebuie să fie puțin aplecat, spray-ul venind din jos, astfel încât noi să împrăștiem substanța înspre fosa nazală și nu spre tavanul fosei nazale. Pentru că fosa nazală, deși noi credem că e în sus, să stea așa pe spate, să exact, și nu-i administrați corect substanța corect. Da. Wow. Deci acum stai așa, eu trebuie să fac o recapitulare ca să-mi organizez și pentru mine și pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, vorbim despre rinite alergice în general și despre spray-urile nazale pe care le folosim cu toții. Până acum am acoperit două categorii, am vorbit despre spray-urile saline și acum despre cele cu corticosteroizi. Exact. Și aș vrea să trecem un pic și la cele cu efect decongestionant. Deci așa cum se numesc ele, sau asta e categoria, nu? Da. Da, sunt spray-uri decongestionante. Ele funcționează pe bază de vasoconstricție, doar că în timp organismul ajunge să se adapteze la substanța respectivă și evident că nu mai are efect. Corect. Ba din contră, poate provoca un efect de recul atunci când vasele, în loc să rămână constricționate și să dezobstrueze nasul, se dilată mai mult decât normal prin efectul acesta de recul de care vorbeam. Păi și cât și timp le folosim? Ele pot fi folosite în siguranță, așa cum de obicei e scris în prospect, dar noi recomandăm între 3 și maxim 7 zile. Da, da. Wow. În funcție de categoria de substanțe, pentru că și aici vorbim de diverse substanțe. Dau dependență? Dependența este exact ceea de care vă ziceam. Faptul că ajung să nu mai aibă efect și ajungem să punem din ce în ce mai mult în speranța că ne vom desfunda, dar în timp o să ajungem să nu ne desfundăm, dar este și o dependență psihică, să zicem. Corect. Pentru că mulți dintre pacienții dependenți de decongestionate ajung să aibă niște crize de anxietate care merg până la atacuri de panică. Eu vă zic că am avut o prietenă, am plecat la munte și efectiv nu avea acel spray nazal și deja făcea un atac de panică. Exact. Pentru că respire, exact, dacă mi se întâmplă ceva pe timpul nopții. Deci e foarte permanent serioasă treaba cu iminența morții. Da. Da. O să mă sufoc și mor. Exact, exact. Nu, e un lucru foarte serios. Și ar mai fi o categorie de spray-uri și de picături nazale, cele antialergice. Ce ne puteți spune despre acestea? Spray-urile antialergice sunt utile în cazul rinitelor alergice sau ale altor afecțiuni alergice care se răsfrâng și asupra mucoasei nazale. Ele sunt eficiente, sunt uneori mai eficiente decât pastilele cu substanțe antihistaminice luate oral, pentru că au mai puține reacții adverse. Se administrează strict local și atunci efectul local este eficient, ne dezobstruăm, ajungem să scăpăm de pruritul acela nazal, uneori nu ne mai mănâncă nici ochii, pentru că ăsta poate fi un alt efect al rinitelor alergice. Ele nu au așa multe contraindicații, în schimb, administrate din nou greșit, pot genera un gust mai neplăcut pe baza de limbă. Am înțeles. Eu încerc din nou să fac o concluzie. Pentru că am vorbit despre spray-urile saline, putem să le folosim indefinit, exact, cât vrem noi. Am vorbit despre cele cu corticosteroizi și s-a demonstrat că și dacă le folosești un an, ele sunt echivalente cu o doză luată pe gură. Deci nu e neapărat ceva foarte exact rău. Exact. Vorbim despre cele decongestionante, 3-7 zile. Da. Și la cele antialergice? Cele antialergice pot fi folosite din nou pe tot sezonul de alergii. De exemplu, dacă știm că avem alergie la polen, din momentul în care primăvara încep să înflorească pomii, florile, noi putem folosi spray-ul până când această polenizare dispare. Exact. Pot fi folosite luni de zile. Cred că cel mai important ar fi să se consulte și un specialist, să nu le luăm așa de capul nostru, m-am fundat un pic în nas, hai să folosesc. Cu excepția spray-urilor saline,
pentru restul e recomandat sfatul medicului. Mulțumim tare mult, domnule doctor. Nu luăm spray-ul după ureche. Nu luăm după ureche și avem grijă cum îl aplicăm în nas. Doar în nas. Mulțumim frumos, domnule doctor.